Ramore! Alfa. Bă, băi, tățiorii mei și sora mea. Excelent. În primul rând vreau să vă spun că sunt român. Deci nu amândoi le-am doar certitudini, ca să ne înțelegem de la început. Da? Iar în al doilea rând sunt bombardier. Da. În carne și oase pentru voi, da? Bun. Ți-a plăcut? Da. Ce înseamnă bombardier? Adică gen cocalar, știi ce-i cocalar? Mafiot. Da, mafiot, combinații, vânzări mașini. Ah, ok, am înțeles. Cel mai recunoscut este cel cu vestuță de fâș, Moncler, cu cel puțin un articol Gucci pe piept, un lănțișor la gât, eventual brațul cu sârmă ghimpată, tatuajul tribal, mesaje de la Dumnezeu, rugăciuni, călcat apretat, curățat, miroase a parfum. Înseamnă la linie. Bărbița? Bărbița era ca lumiăiță, tot așa, desenată cu markerul, când își făcea el barba neagră. Dacă ar fi să discutăm de costum sau de scenografie sau de când ai vedea, cu mine gentuța aia, Vuitton sau ce era? Gentuța de bombardier. Stai fără nicio liniște, dați-vă ce că dau din cas. Se va cânta pentru tuturor. Așa. Se dați-vă ce aproape că dau din cas. Se va cânta pentru tuturor. Așa. Câte gram? Ok. Îndoit sau drept? Mă, ce înseamnă asta? Ies pe la restaurante, mă postez, pozez ceea ce mănânc alții și cu mașinile lor și pe la cluburi de fiți. Mă mișc, nu stau. Aia e ideea. Nu stai, tati. Plus că nu e scump, ca ideea și dau comandă de o apă și cer și lămâie că e moca, ca altfel de domnule când bei apă cu lămâie de notă finețe și rafinament. Este? Adevărat! Adevărat! Plus că lămâia strânge un pic la stomac să nu mi se mai strângă când vine nota de plat. Adică e deja strâns. A, imaginea este cartea mea de vizită. Nu, nu neglijez, tati. Păi dacă am, acum n-am tricou pe mine, dacă am un tricou trebuie să fie cu cât mai multe scrisuri, da, și neapărat mulat, dacă pe piept scrie distracție, e viața mea. Iar scrisul ăla nu se întinde pe burtă, nu valorez nimic, tati. Dacă mi se mișcă un pic fața aici, e de la lămâie, stați fără nicio liniște. Așa. Burta și ceafa, mereu la vedere, nu le ascunzi. Astea două tur te consacrează, gen cum e bifa pe TikTok sau abonamentele pe Only. Ce vorba, abonamentele pe Only. Plus o sprânceană. Plus o sprânceană frumos la linie ca un caiet de matematică de clasa 1. Clasa 1. Când ajungi la bastonaș e impecabil, adică, da? Iar toate lucrurile astea nu le fac în zadar, bă, băieți. Nu, nu? Ies și eu într-o seară și agăț o sirenă, să-i spunem. Da, poliție. Și o întreb cu ce te ocupi viața mea. Și am zice că are inclinații către asistentă medicală. Abia după aia mi-a dat eu seama că îi place să aibă grijă de bătrânii ăștia cu bani. Dar cine sunt eu, bă? S-o judec. Să ia piatra cel ce n-a, știți voi, cu Maria Magdalena, cu nebunia aia de atunci. Așa. Fata mi-a zis că n-a mai ieșit de mult. M-am uitat așa pe ea, să vedea că îi place distracția. Și zic exact așa, de-am topit-o. Îi zic că, pe viață, arăt că am visele mele. Ia lacrima noastră să mă rând. Doamne! Ea m-a simțit că am ceva cașcaval. Da, ca să fie sigur, m-a întrebat cum stau cu finanțele. Și acolo m-am simțit un pic jignit, adică fata mea nu sunt chiar pe zero. Aveam ceva datorii, dar nu asta e ideea. Păi eu dacă am 200 de lei de facturi, da? Am două variante. Ori pun motorină la BMW și o apă la loft, ori la păcănele, tati, că dacă intră speciala nu-mi răsfăț eu sirena. Crede-mă, m-aș comporta cu ea ca cu un bibelou. Nu mă prin vitrine aș ține. Da. Window shopping. Frumos. Bibelou ce înseamnă? Bibelou e o statuietă din porțelan. Ah, din... Ok. Hai că
Îmi zice că arăt ca un metrosexual. Ce înjurătoare aia asta, bă, tare. A vrut și eu să înjur, dar m-am abținut. Că până la urmă nici ea nu era chiar așa sirenă. Adică că zeiță, cum o vedeam eu. Nu, tati, că oricât de bună este ea, și ea e om și se... Doamne ajută! Mamă, cum a căzut asta? Bomba bombardierului! Mi-a plăcut până acum. Mi-a plăcut până acum. Mamă, a căzut direct flăși. Lui Cătălin de-abia acum începe să-i placă. Oameni suntem, fiecare diferiți. Stai ca să notez, că vreau să-mi pun status la Facebook. Așa, ia-ți notițe, ia-ți notițe, tati, fără nicio... Așa. Ideea e că n-am mai vrut sirene, așa că m-am reprofilat și mi-am căutat și eu o sugar mama. O sugar mama? Sugar mama. Adică o femeie care să-mi satisfacă și mie nevoile personale, financiare, personale, că de cele lumești mă ocup eu. Mi-a făcut și un PFA cu 20 de secunde record, că eu nu fac reclamă mincinoasă ca alții, știi ce zic? Așa, și am găsit, greu, dar am găsit. Nu era chiar sugar mama, era mai mult sugar mama aia și... Ca să mă înțelegeți cam cât de bătrână era, o alintam faraoanca mea. Ești curaită. Nu mă deranjea că e bătrână. Dar mi-era un pic frică cu osteoporoza ei, că scârția din toate încheieturile. Mi-am adus aminte când vindea mașini în tinereți. Păi cu metrei. Am vândut mașini de troncăneau și în poze. Excelent, bă. Excelent, bă. Extraordinar, bă. Venea omul și zicea: bă, tată, bă, dar bate mașina asta, troncă-ne. Iar eu ziceam: bă, tu ca om te duci la doctor, da pe ea ca mașină. Foarte. Wow, dar cum a început seara asta? Wow. În fine, am zis, ce fac eu cu femeia asta, mâncați? Deci mă duc cu ea într-o vacanță la moaște să se simtă printre ei. Bucuiesc niște spaur de-astea cu nămol să se învețe cu pământul. Aveam și niște vouchere la farmacia inimii să... Nu zic că nu-i fac toate poftele, plus că mă gândeam să-i dau o dedicație la preot în sănătatea ei. Nu că le place. Exact, iată să-și audă numele în microfon. Ai, ai. În fine, mă purtam cu femeia asta ca cu peștele lui Mamaia de pe televizor. O ștergeam în fiecare zi de praf. La început să mai gândi la... La un moment dat nu s-a mai mișcat deloc. Așa că, da, aia zic, chiar sunt singur și trebuie să ies la postat. Însă am și eu o vorbă cu ăștia care ați luat mașini de la mine. Bă, băieți, sunați-mă, vă mai dau din bani înapoi, dar mai retrageți din blestemele alea că m-ați omorât, mânca. Vai. Vă pup, păramore! Cine se scoală de dimineață se face mare și după asta nu mai comentează nimeni. Să nu mai stăm la discuții și să-l primim cu aplauze pe Cristian Buburuz. Oh yeah! Oh, yeah, 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 mate. Man. Bună, bună! Bună seara! Bună seara, bună seara! Wow, he looks good on TV! Mă ajută corpul. Nu știu ce să spun despre dânsul. Înfățișarea te ducea într-o zonă și pe gură, adică corpul nu se potrivea cu vocea. Am venit la Iumor să vă zic niște povești amuzante din viața mea, întâmplări reale. E vorba despre reacțiile băbuțelor când vă văd pe stradă. Ies odată de la farmacie și mă duc la trecerea de pieton să trec strada la semafor. La un moment dat, în stânga și în dreapta mea, două băbuțe în vârstă bine, plus 80 de ani, mă flanchează. Cea din stânga către cea din dreapta, ca și cum n-aș exista. L-ai văzut? Ce, cea din dreapta l-am văzut. La care cea din stânga zice: ăsta dacă intră lenuță păse noi în casă, nina are rost să te opui. La care cea din stânga zice: ai dreptate. Păi zic, nu vă supărați, am intervenit și eu. De față, vă aud, vorbiți aici despre mine. Cea din stânga, fără să clipească, zice: mi-au auzit. Altă întâmplare, aveam părăstați după socrul meu, Dumnezeu-l odihnească. Aveam părăstați după socrul meu, Dumnezeu-l odihnească, face masa acasă și
norocul meu, mă trezesc cu 4-5 băbuțe la masă în fața mea, cu ochii cât ceapele pe mine. La un moment dat arată la știri la televizor, o persoană a oprins-o cu fără bilet pe troleu. Panică în Cluj. Îți dai seama. Acum toate camerele erau pe brațul respectivului, avea un tatuaj nesemnificativ, o sirenă, ceva mic. Să scoată în evidență că vezi, doamne, dacă ești tatuat, ești bagabon, nu-ți cumperi bilet pe troleu, doamne feri. Moment în care aude la masă o băbuță, pu, bată-vă Dumnezeu de tatuați. Deci până la urmă, tăi și-o zici ce avea pe suflet să zică despre mine. Mă, asta chiar a fost hapasă, dar trebuie să o gândi, să o intri în ea. Da. Să fii acolo. În... Altă dată, un prieten de-a meu avea o pizzerie din asta cu livrare la domiciliu. Se boldăvește el vreo 2-3 zile... Și nu mai avea cine să-i livreze pizza. Și mă ofer eu, zic, stai mă că zuc eu pizza, stai liniștit. Cum e să-ți aduc el pizza? La care el zice, bă, ești sigur? Sigur, bă, zic, prietenul la nevoie se cunoaște, zuc eu pizza. Intră prima comandă, iau pizza, ketchup-ul și pornesc la drum. Ajung la adresă, bat la ușă. O băbuță. Când aude după ușă, cine-i? Ai, zic, altă băbuță. Extra, mă. Prietenă de-a mea. Am zis, sărumâna, zic, cu pizza am venit. Doamne ajută. Bine, dragă, zice, îți deschid imediat. Și la un moment dat se uită pe vizor, că pe vizor se vede când te uiți. Se uită băbuța și ce aude după ușă? Du-te, domnule, ia, ci să, că acum chem poliția. Am lăsat pizza pe scări și m-am dus. Asta a fost prima și ultima mea experiență de livra pizza. Dar cum l-a văzut pe vizor? Asta vreau să... Cum l-a văzut pe vizor? Și băbuța era mică și era vizorul mai jos. Mă duc cu mama într-o stațiune, avea bilet 3 săptămâni la tratament. Și eu mă duc, o duc cu mașina, iau bagajele din mașină, mă duc la recepție. Când îmi arunc privirea în dreapta, două prieteni de-a mele, așa la vreo 90 de ani, șușoteau să uitau atent la mine. Și una din ele începe să mă pipăie, pe braț, pe umăr, pe trapez. M-am uitat la ea, zice, nu te supăra, te doare? Aoleu! Am zis, cum Dumnezeu? Zic, nu mă doare, de ce să mă doară, doamnă? Zice, păi măi, tinerelule, zice, nu există o umflătură fără durere. Acum, da, eu m-am gândit, oare ce părere au băbuțele astea despre mine, ferească Dumnezeu? M-a salvat un ac, a zis, nu te spărea, că aici așa zi bune băile astea, că au fost oameni și mai deformați ca tine și mai rău și-și-o revenit. Și a ieșit toată, îl vezi, înalt, blond, fără tatuaje. Vii, faci băi regulate și dacă te și rogi la Dumnezeu, tăte umflăturile să trag și arăți ca un om normal. Acum mă gândeam, ferească Dumnezeu, am 32 de ani de când trag efeare și acum să fac băi să mă și rog la Dumnezeu să slăbesc. Nu mergea nici cum. Chelu are privirea de băbuță. Deja îi face baticul pe aici. Ce ai făcut, doamnă? Am dat startul la aplaudă. Mai de curând aveam eu apartament de dat în regim hotelier în Cluj, că sunt din Cluj. Sună un domn și își face rezervare pe 3 zile. Zice, domnule, vreau să vin 3 zile la dumneavoastră. Vin cu mama mea în vârstă. Vine la Antold. Când am auzit, mi-am dat ochii peste cap. Mă sună omul, zice, domnule, am plecat la drum. Zic, oi, domnule, ajută Dumnezeu cu voi. O grămadă am băgat acolo să sune bine. Când a ajuns omul la intrare în Cluj, mă trezesc eu să cobor din casă, jos în fața casei, să-l ghidez pe om, să-l aștept. La un moment dat ajunge pe partea cealaltă a drumului, mă vede, îl văd, eu am închis telefonul, bag în buzunar, el mai avea de făcut un sens giratoriu, vinea pe partea mea și intra în curte. Și s-a tădus, nu mai oprit. Incredibil. Na, mă duc în moment în care zice nevastă mea, bine, am început și afacerea asta, ce să zic. Mulțumesc. Te vine, domnul Călin? Da. Sunt puțin la relantit, dar e ok. Mă duc eu la Arsenie Boca prima dată la mână. Cum a venit asta? Dar el și caută babele. Da, să zic. Și caută. Asta e final. Adevărul e că le și cauți cumva. Asta e finalul, da. Mă mor dacă te mint. Ai probleme cu buțele și te... Da, bun. Chiar că mi-o caut. Și având 46 de ani, nu prea sunt eu cu tehnologia. Eu am fost cu sportul, cu astea. Îmi pun GPS-ul pe telefon, îmi pun telefonul pe bord, zic, băi, către nevastă să ne ducă la adresă, să ajungem cu bine. Ajung în curte la biserică cu bine, iau telefonul, bag în buzunar. Intru în bisericuț, acolo numai băbuțe în genunchi erau, se rugau.
Acum eu cum am intrat pe ușă, am făcut un pas așa după ușă, am zis, mă, să nu atrag atenția, că știu ce experiență. Să nu cumva să atrag... Îmi fac o croce și când se începe tatul nostru, se aude de la mine din buzunar, ați ajuns la destinație. S-au întors băbuțele nervoase, așa că ce Dumnezeu, cine deranjează aici? Nu știu ce am avut în cap în secunda aia, că am zis, Arsenie, tu ești, și mi-am făcut o cruce. N-au să vedeți băbuțele în genunchi și bătrânii și din alea. Arsenie, tu ați ajuns la destinație. Că Arsenie, mulțumim că ne-ai răspuns la rugăciuni. Și zice una către alta, ți-am zis tu că dacă insistăm, ne răspunde. Ăsta am fost eu, mulțumesc. Maria Georgiana. Ia. Iar mă. Ok. Bună seara. Bună. Bună. Sunt Maria Georgiana și am venit să vă spun că poți să reușești în viață dacă ai puțin curaj, ceva cunoștințe de IT și obligatoriu mare. Dar aici nu știu cine a scris că... Perfect. După cum vedeți. Ce vârstă ai tu? 23. Ah, ok, bun. Continuăm. De ce râzi? De ce râzi? Acum, de ce râzi? A crezut că are 14 ani. Va trebui să votez că râzi. Va trebui să votez ca da, tare. Domne, da. Va trebui să... Așa, hai. Eu câștig 40.000 de dolari pe luna. Iubirea mea. Sufletul meu. Viața mea. OnlyFans. Pe bune? 40.000? Da, dar nu mă întreba cu ce mă ocup acum, că nici eu nu te întreb dacă ai și altă meserie în afară de asta cu Juriul. N-am întrebat. Scriitoare? Dar e o meserie da. În sine. Poți să scrii descrieri frumoase. Important e că timpul meu e la fel ca și picioarele. Foarte flexibil. Și mai e un aspect. Am foarte mulți abonați la contul meu. La contul din bancă, adică. Mă mai întreabă lumea. E frumos ce faci? Așa te-au crescut părinții? Și le spun că nu. Așa m-am crescut bunicii. Au. Au. Da, da. Subtil. Sufletește vorbind. M-a durut. Nu aveam nici electricitate când eram mică. De-aia vă spun de la început că nu sunt vreo lumină. Am avut și tată pentru 15 minute. M-am dus la el, am vorbit, am schimbat numele de telefon, i-am dat mesaj și mi-a dat cu sin. Probabil asta înseamnă la el bucuria de a-ți vedea copiii crescând. Sad. Am fost olimpică la geografie, din clasa 8-a până în clasa 12-a. Am vrut să predau copiilor geografia mondială, dar am ajuns să predau adulților geografia corpului meu. E scris adânc. Nu asta e comedie. Da, da. Comedie. E realitate. Mi-aș fi plăcut să fiu actriță, dar la noi nu se fac așa de multe filme și e ca la COVID, trebuie să facem test înainte de fiecare secvență. Pe contul de OnlyFans am și bărbați care plătesc abonament doar ca să mă înjure și să-mi spună că o să falimentez. Practic îmi dau bani ca să-mi spună că o să mor săracă. Ăștia sunt cei mai ciudați, dar probabil că sunt aceiași care intră pe site-uri porno și lasă comentarii negative că nu e credibilă povestea. Nu, Mihai? Mă, n-am mai, n-am mai dat de mult. Aș vrea să le spun fetelor că eu nu sunt un exemplu. Ba dimpotrivă, sunt un anti-exemplu. Asta e doar calea mea și nu vreau să fiu judecată, pentru că nici eu nu judec pe nimeni. N-am terminat dreptul. Îi las pe alții să termine. De asta am contul pe Only. Da. Interesante sunt mesajele pe care le primesc. Uneori am senzația că s-a abonat la mine tot colectivul de pacienți de la Voila. Unii vor să-mi trimită poze cu organul lor. Interested in my pic? Interested in what? In my pic. Da, probabil simt că primesc prea mult de la mine și vor să dea ceva în schimb. Am primit un bacșiș de $5 de la un abonat și m-a întrebat ce pot să fac de banii ăștia. Acum eu știu că muntele se mută pietricică cu pietricică, dar $5 sunt ca petrele la renichi. Nu te mai uita așa, cum mă emoționez mai tare. Adică? Nimic. Evident că respect fiecare abonat al meu. Unul m-a întrebat dacă de $1000 poate să facă pipi pe mine.
Da, i-am zis că da, dar mi-e frică că o să-i se strice laptopul. Mie de dolari? Cel mai mare bacșiș primit vreodată. Foarte bun. A fost însă de 3.000 de dolari, de la un băiat care făcea 18 ani. Voia să-i dau comenzi să fiu stăpâna lui. Dar nu prea le-am eu cu astea și am avut noroc. A intrat maică-sa, l-a văzut ce făcea și a primit exact ce visa. Acum nu prea înțeleg de ce vrei să primești comenzi, dar dacă asta simți, probabil ar trebui să te gândești la o carieră ca livrator. Nice. Bravo. Bun. După cum spuneam, eu nu îndemn pe nimeni să facă asta. Eu am avut nevoie. Am lucrat și ca ospătar, însă măcar la Vidocea nu spune nimeni mâna pe fund. Bun. Bravo, bravo, excelent. Bravo, mă. Mă bucur că am venit la Humor. Am vrut să fac și eu ceva gratis odată în viața asta. Și cu hainele pe deasupra. Nice. Da. Dar am venit mai ales pentru mamaia și tataia. Să le spun că le mulțumesc că exist, să le mulțumesc că există și să le spun că fără ei nu aș fi avut niciun sens în viață. Mulțumesc! Foarte emoționant! Mama e tataie! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Bianca! Tuturor, numele meu este Bianca, așa cum ați auzit mai devreme, nu e o greșeală. Numele meu chiar este Bianca. Foarte multă confuzie în sufletele noastre când ne uităm la această fată. Pentru că arată ca un băiat. Da. Arată a fată. Problema e vocea. Vocea este de băiat. Nu știu dacă și-a îngroșat vocea, dar chiar vorbește băiețește. În introducere vreau să mă leg de un moment care s-a întâmplat tot aici pe scena voastră. Acum câteva sezoane a venit o tipă tunsă scurt. S-a așezat frumos din profil și m-a întrebat dacă se vede că e fată. Remember? Pe mine trebuie să mă credeți pe cuvânt. Bun, bun, bun. Mă cam gândesc la ce vă gândiți acum cu toții și anume vă puneți întrebarea aia, bă, dacă e fată, de ce n-are sâni? Răspunsul e nu știu. Cred că așa m-am dezvoltat, sau mai bine zis așa, nu m-am dezvoltat. Dar am o soră și o vorbă. Mama ce a avut țâțe și fund i-a dat ei, ce a avut creier mi-a dat mie. Bine. Mai întrebări de genul primesc zilnic, sincer vă spun. Și aia pe care o primesc eu cel mai des e vechea întrebare, ești fată sau băiat? Evident. Evident că o primesc zilnic, nu evident ce sunt. Pentru că asta clar nu e clar pentru nimeni. Mai ales pentru șoferul de Uber de azi dimineață. Știți cum e la Uber atunci când îți dai comandă de taxi pe aplicație? Îți dai comandă pe numele tău. Și asta am făcut și eu. Și a decurs în felul următor. Mă urc în Uber și mă întreabă: pe ce nume-i comanda? Andu. Pe Bianca. Păi și Bianca cine e? Eu. A stat un pic, s-a gândit ce să mai zică și mi-a zis: dar ce au avut părinții cu tine de ți-au pus numele ăsta, că ăsta e nume de fată. Ce pot să zic, omul nu m-a crezut pe cuvânt, sper că voi o faceți. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, mai am o modalitate prin care vă pot demonstra. Cu ceea ce am mereu în pantaloni. Nu vă gândiți la prostii, mă refer la buletin. Buletinul pentru mine este cel mai de preț lucru, efectiv. Vă jur, eu fără el nu exist și la propriu și la figurat nu exist. Odată l-am pierdut, m-am supărat atât de rău că am vrut să mă îmbăt. Am intrat în primul magazin, am luat prima sticlă de vin și când am ajuns la casă mi-a cerut buletinul ca să demonstrez că am 18 ani și că pot cumpăra băuturi alcoolice. Da, ca rezumat, eu fără buletin nu pot fuma pentru că nu pot cumpăra țigări, nu pot bea pentru că nu pot cumpăra alcool, nu mă pot distra pentru că nu pot intra în club și mai nou nu pot intra în toaletele din spațiile publice. Hey. Mi s-a întâmplat chiar de curând, da. Am intrat într-o toaletă din mall, toaleta femeilor, țin să menționez, da, că poate nu e încă evident. Și de obicei se uită la mine toate doamnele. Mamă, într-adevăr, bă, e... Stai, a intrat un puș, alo? Dar de data asta s-a întâmplat ceva, și anume o doamnă de la curățenie s-a autosesizat și m-a dat afară, făcându-mă neobrăzat, nesimțit și needucat. Oh, Doamne, ce bună e, bună rău. Eu, pentru că făceam pe mine, la modul cel mai serios, am avut fix 0,5 secunde timp în care se ia o decizie. Și eu zic că a fost cea mai înțeleaptă, m-am dus la toaleta bărbaților. Azi, bravo!
unde m-am și gândit, bă, aici clar nu am treabă, nu se uită nici dreacu ce. Intru, doi indivizi m-au urmărit cu privirea să vadă ce dreacu fac de mă duc la cabină. M-am dus la cabină, unul dintre ei a zis, așa mico ai, bă? Poate vă întrebați, bă, dar nu e rușine? Nu. Am încă o vorbă, cu rușinea mor de foame, da? Și oricum, oricum, credeți-mă pe cuvânt, îi e rușine lui bunica mea cât și pentru mine, de-aia m-a numit rușinea familiei, aici în fața voastră. Doamne și doamne, vă prezint rușinea familiei. Bunica mea, te pup, mamaie, m-am tuns. Bunica mea mi-a zis că nu poate să moră liniștită până nu m-a murit. N-a zis și cu cine? Băi, știți care e faza și cu babele și așa care mă judecă? Și știu că și pe aici mă judecați foarte mulți. Așa e în țara asta, nu? Mă judecați. Băi, voi știți cât e de greu, fără niciun fel de mișto, e foarte greu să fii ca mine. Și nu mă refer la bulică, n-am venit aici să fiu ca social. Dar habar n-aveți voi cât mă doare. Cât mă doare ca femeie să intru în club și să îmi cumpăr singură alcoolul, să nu pot să profit și eu de bărbați. Efectiv, toate prietenele mele, vă jur, toate, trag un pic de tentativa aia de tricou, că nu se poate numi tricou, că zici că se duc la piscină când se duc în club, și apar pe bar 3 shoturi, 5 cocktailuri, 10 beri, moca, moca. Și eu, pentru că mie îmi place mocangeala, ați înțeles? Am vrut și eu să încerc, era să-mi iau bătaie, a trebuit să-mi ridic tricou, să se vadă bustiera, ca să nu dea în mine, să nu facă pușcărie. Și până la urmă le-am întrebat, bă, explicați-mi și mie, ziceți-mi și mie ceva ce pot să fac ca să agăs și eu un tip, mai mult pentru bunica mea, că v-am spus că nu moare liniștită până nu m-am mărit, să-i fac plăcerea. Și mi-au zis, băi, Bianca, tu nu o să poți niciodată, pentru că nu ești suficient de feminină, nu emani feminitate. Și atunci am zis, băi, băi, dacă aia poate eu, de ce să nu pot? Și ghiciți ce? Am reușit și vă jur, nu o să mă credeți. Am agățat cel mai frumos bărbat pe care vă jur, eu l-am văzut toată viața mea. Și știți cum e aia, cei mai frumoși bărbați sunt gay. E valabil și pentru el. În păcate. Cum s-au găsit, mă? Și în încheiere aș dori să transmit un mesaj, dacă se poate, dacă îmi permiteți. Poliției Române, vreau, prin intermediul acestei emisiuni televizate, să fac publică informația că am 22 de ani, nu 13-14, și nu de alta, dar mi se rupe sufletul când se entuziasmează când mă văd la volan în trafic și își freacă mâinile că fac un dosar penal la un copil care a furat mașina părinților, știți? E ok! Am permis! Vă mulțumesc!